aplicați într-o singură frază. Stăm prost în sensul că suntem la 4.000 de cazuri de infectări astăzi, dar stăm bine că nu am depășit prea mult bariera asta de 4.000 de cazuri, se menține a doua zi. Autoritățile și-au dat seama că au probleme, au început diversele discuții pe proiecte de lege sau diverse strategii pentru a contamina și, pardon, a constrânge pandemia și a ține-o sub control. Un proiect foarte interesant din zona de asistență socială, angajații de la stat vor fi obligați sau există posibilitatea să fie obligați de a prezenta teste, da, în mod regulat pe banii lor dacă nu sunt vaccinați. E o formă de invitație la vaccin. Discutăm despre situația la zi, discutăm și despre politică. Mai sunt vreo 15 zile mai puțin, da, 10 zile până la Congresul PNL și toată lumea ar vrea să răsufle ușurată să vadă ce se întâmplă cu guvernarea. Continuă diversele hărțuieli prin Parlament. Astăzi președinta Senatului a spus că premierul Florin Câțu a trebuit să-și dea demisia dacă la Curtea Constituțională va pierde, da, va pierde procesul cu ghimele de rigoare început de guvern împotriva Parlamentului privind moțiunea de cenzură. Dar discutăm puțin mai încolo de lucrurile acestea, discutăm despre pandemie, o să vedeți radiografia la zi. În studio alături de noi îmi face plăcerea să o salut pe doamna Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru prezență în studio. Sper să ne revedem și cu altă ocazie dacă nu vor interveni diversele restricții. Bună seara, domnule Alexandru Rafila! Bună Mulțumesc seara. Pentru prezență, parlamentar PSD. Politologul și sociologul Remus Ștefureac. Bună seara, Remus! Mulțumesc pentru prezență! Bună seara, dumneavoastră! Directorul INSCOP. Haideți să vedem situația la zi și apoi pe domnul premier Florin Câțu despre vaccinarea obligatorie. Ați văzut, Nelu Tătaru a reapărut în ecuație, a fost ministru al sănătății, este consilier onorific al premierului și are sarcina de a arunca pe piață, probabil să vadă reacția opiniei publice, aceste discuții despre vaccinarea obligatorie sau de a găsi măsuri și strategii de a îi forța sub o formă sau alta, în special pe cei din zona publică, de a se vaccina în zona de prestații sociale, profesori, doctori, cadre medicale, cei care lucrează în sistemul de sănătate. Declarații și intrăm în dezbatere. Ne îndreptăm în perioada următoare, din păcate, într-o creștere a numărului de cazuri și acest lucru va fi pentru o perioadă de timp și, din păcate, vom asista în continuare la o accelerare a numărului de pacienți internați în secțiile de terapie intensivă, lucru care ne îngrijorează foarte mult, pentru că acești pacienți vor genera mortalitate și, în al doilea rând, vor pune presiune pe sistemul de terapie intensivă, fapt care va conduce inevitabil la transformarea altor paturi din sistemul național de terapie intensivă în paturi destinate pacienților COVID. Dacă ar fi să facem o comparație cu situația de anul trecut, creșterea accelerată este cauzată și de lipsa restricțiilor pe parcursul acestei veri, spun specialiștii. Anul trecut surveneau aceste date după anumite restricții care în această vară nu au mai fost și atunci lipsa respectării unor măsuri sanitare a favorizat și ea transmiterea virusului. Medicii deja descriu un scenariu negru. Paturile de la ATI pentru bolnavii de COVID se vor ocupa în cel mai scurt timp. În mod clar, cele 840 de paturi care acum sunt destinate pacienților COVID vor fi epuizate, cel mai probabil în această săptămână. Suntem deja aproape de pacienți la numărul 700, ceea ce foarte ușor se va ajunge la capacitatea maximă destinată în prima fază pacienților COVID. Doamna doctor, apropo de situația din spital, cum arată valul 4? Resimțim din plin, din păcate. Terapia intensivă este plină și orice loc se liberează se ocupă în minutele imediat următoare. Și secția a început să fie aglomerată, cazuri grave, din păcate... Oameni tineri? Vârste medii sau din sunt și oameni tineri mai mulți decât în valurile trecute, dar n-aș spune că e vârsta predominantă. Tot cei peste 60 de ani sunt cei mai mulți care vin și tot ei sunt și cei mai grav afectați. Din păcate, cel puțin la Marius Nasta, pacientul din terapie intensivă în acest moment are forme atât de severe și atât de greu de menegeriat încât din 7 pacienți, 6 sunt intubați. Și asta este o constantă a ultimelor 2 săptămâni. Lucru ce care simptome? Nu se întâmpla
Ce simptome ați observat la pacienții? Nu pot să spun că simptomele diferă, dar forma de afectarea este mult mai extinsă, insuficiența respiratorie este severă, epuizarea lor ca urmare a insuficienței respiratorii este aproape completă și necesită intubare, iar riscurile pentru un pacient intubat în momentul în care e în terapie intensivă sunt foarte mari. Procentul de nevaccinați care este din cei care sunt 90% în formele grave? În terapie intensivă, până în acest moment, am avut două persoane vaccinate, din care unul a avut o evoluție bună, iar o doamnă de 90 de ani, din păcate, nu a reușit să depășească acest moment. Însă, procentul de nevaccinați între persoanele internate este de 90%. Doar 10% sunt vaccinați din cei care vin. Și ei, chiar dacă trec prin boală, au o formă de evoluție mult mai ușoară, trec mult mai repede prin primele zile care, într-adevăr, pun probleme și necesită internare. Spune bună seara și domnului Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc frumos de invitație. Aceeași întrebare, dacă ați văzut ce am început să dezbatem cu doamna Beatrice Mahler. Care e situația dumneavoastră la Timișoara? Situația este într-un fel critică, pentru că noi între valul 3 și valul 4 am deservit patologia non-COVID, o patologie care a fost într-un fel, un an jumătate, a stat acasă și s-a accentuat, s-a agravat și acum acești oameni au venit în atenția noastră pentru diagnostic și tratament. A venit valul 4, de care noi spunem de vreo 3 luni jumate, 4 luni că va fi în perioada aceasta și se pune presiune pe noi să tot facem paturi, numai că paturi nu poți să le faci peste noapte, paturile trebuie echipamente speciale, trebuie o rețea electrică suficient ca să-ți ducă acea aparatură și trebuie un personal medical care cât de cât să fie odihnit. Imediat se fac aproape 2 ani de zile de când ne confruntăm cu COVID-ul și pe lângă acest lucru ne confruntăm și cu patologia non-COVID, care nu trebuie să o neglijăm. Deci acum trebuie găsit un echilibru între a deservi atât patologia COVID cât și non-COVID, iar soluția care poate să rezolve problema de fond este vaccinarea. O mică nuanță, spuneați că se fac presiuni să faceți loc rost de paturi. Cine face presiuni? De pe la DSP, de pe la minister? Toată lumea. Presiunile sunt peste tot, nu este doar pe un anumit spital. Presiunea este pe sistem, cum a fost în valul 2, cum a fost în valul 3. Numai că acum avem vaccinul și ar trebui ca, virgulă, să fie făcut un grup de comunicatori experți, format din sociologi, psihologi, care să explice oamenilor beneficiile și riscurile vaccinării. Nu știu dacă mă amintiți, în urmă cu 5-6 ani s-a dus vaccinul anti-HPV în România și gata, vaccinați-vă. Nu, trebuie să explicăm oamenilor de ce este bun vaccinul, unde este indicat, unde este contraindicat. Să știți că oamenii au întrebări și dacă noi nu oferim aceste întrebări, ei o să le caute pe Facebook, pe Google și o să dea de tot felul de știri false și care o să ne ducă la un eșec. Și o să avem un fenomen de imunizare cu trecere prin boală, ceea ce nu ne dorim ca și număr de încărcătură pe terapie intensivă și decese, decât imunizare prin vaccinare. Domnule Rafila, scăpăm de valul ăsta sau ne așteaptă vremuri grele? Să scăpăm. Nu, în sensul că scăpăm să nu trecem printr-o situație mai complicată decât în prima vară. E greu să cred că nu o să trecem printr-o situație complicată. Ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni mai degrabă susține o astfel de posibilitate. Acum, ce spunea domnul doctor Oancea e foarte adevărat. Eu nu știu, chiar știu că, mă rog, e membru al Partidului Național Liberal și poate că ar fi putut să sugereze celor care se află la guvernare încă din anul 2020 faptul că trebuie să avem un grup de comunicare specializat. Din păcate a lipsit cu desăvârșire. Vedeți că bâlbele legate de convingerea oamenilor că trebuie să vaccineze continuă. Noi, în loc să încercăm să lămurim populația generală, categoriile vulnerabile și așa mai departe, să se vaccineze, discutăm despre ipotetica vaccinare a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani. Mi se pare o
abordare nefericită care în niciun caz nu va duce la creșterea acoperirii vaccinale. Adică lucrul ăsta este evident. Am avut o lecție în anul 2008 când s-a introdus vaccinul HPV. Deci au trecut 13 ani de atunci, nu doar 5-6 ani. Atunci, practic, cu forța a fost introdus în program un vaccin despre care nimeni nu știa nimic. Cam așa se întâmplă și cu acest vaccin. Și un lucru pe care nu putem să nu-l comentăm este următorul. Îmi pare bine că și domnul Ștefureac aici. În momentul în care a debutat această campanie de vaccinare, cam o treime din populația acestei țări dorea să se vaccineze, o treime avea îndoieli și o treime nu vrea să se vaccineze. E, din păcate, am rămas doar cu treimea care vrea să se vaccineze, iar dintre cei care aveau îndoieli, în lipsa unei astfel de campanii, bine structurate și țintite pentru diversele categorii de populație, diversele categorii sociale, cred că s-a înregistrat un eșec major și cred că e un punct asupra care ar trebui să reflectăm și să schimbăm ceva. Nu știu, nu observ niciun fel de schimbare. Dumneavoastră ați adus în discuție inclusiv afirmațiile domnului dr. Tătaru referitoare la vaccinare, testare și așa mai departe. Adică mergem mai degrabă pe partea coercitivă decât pe partea educativă. Într-un an jumate... Și este bine că... sau rău? Dacă am văzut că... Păi, mai cu frumosul nu a ieșit, domnule Rafila. Mai păi, frumosul n-a existat. Păi, frumosul, ba, a fost, domnul Cât într-o cafenea care spunea, uitați ce, ce conține vaccinul. Da, fericirea de a bea o cafea cu prietenii în cafenea. Fericirea, să știți că poți să bei diverse lucruri ca să te simți fericit așa în viață. Așa că nu cred că lucrul ăsta avea vreo legătură cu vaccinarea și cu atât mai mult o figură. Am vrut să spun că ca această campanie pozitivă sau voluntară nu a ținut și atunci probabil că vor veni cu forța coerciției. Campania cu... nu a fost. Adică gândiți-vă la un lucru extrem de simplu. Vă dau așa o idee de discuție dacă vreți. Păi noi cumpărăm 120 de milioane de vaccinuri, da? Care așa după unii ar costa mai mult de 1 miliard de euro. Da? Dacă le-am plătit de fapt? Nu, stați puțin, numai o secundă. Poate că le-am plătit. Și deci adică cheltuim, să zicem, 1 miliard de euro pentru chestiunea asta, dar nu putem să cheltuim niște 10 de milioane de euro pentru campanie de informare și de educare. Adică... Bun, cunoaștem scandalul de la începutul anului între Vlad Voiculescu, nu mai reamintesc, și premierul Câțu s-au certat cine să coordoneze bugetul campaniei de informare. Până la urmă n-au mai făcut nicio campanie, n-au mai alocat bugetul, s-a terminat. A făcut domnul Florin Câțu prin aprilie niște clipuri filmate în niște cafenele din capitală și cam asta a fost. Și un fel de cerință, da, vă spuneam și la data respectivă, un fel de solicitare, nu neapărat imperioasă, dar un fel de recomandare de asta prețioasă, ca pe vremea lui Ceaușescu, domnule, să promovați și voi. În condițiile în care nicăieri în lumea civilizată, în capitalism, dacă suntem în democrație și în capitalism, nimeni nu te poate obliga sau să-ți dea indicații prețioase să promovezi diferite clipuri guvernamentale, Remuș Ștefureac. Apropo de mentalitatea românilor, da, o discuție, deci vreau să deschid discuția. Dacă n-a mers cu frumosul, cum spuneam, crezi că va ține cu coerciția, cu forța? Adică schimbată strategia, băi, dacă mai vrei să mergi la catedră, tu, profesor, trebuie să te vaccinezi. Vrei să mai intri într-un spital, trebuie să fii vaccinat. Vrei să intri într-un restaurant, trebuie să fii vaccinat. Da, dacă nu vrei să mănânci la restaurant, stai acasă. Mănânci acasă, îți comanzi pe livrare la domiciliu. Cred că pentru populația generală, aplicarea unor asemenea mijloace coercitive este practic imposibilă. Pentru anumite categorii de populație, sigur, dacă sunt mijloace administrative de constrângere, aici rămâne de discutat. Vor exista și sindicate care poate vor protesta și sigur vom ajunge la o dezbatere mai amplă. Aș reveni însă, apropo de mentalitatea societății românești și de mingea la filă ridicată de domnul Rafila, eu nu știu, nu am cunoștință de vreun efort public de susținere, să spunem, a acestei dimensiuni, măcar de cercetare, până să proiectăm campanii de comunicare și informare, de cercetare și investigare. Trebuie făcute de profesioniști. În ceea ce ne privește, noi am derulat o campanie, să spunem, de strângere de fonduri pentru a susține un astfel de studiu chiar la începutul acestui an. L-am și publicat, cred că și la dumneavoastră în emisiune, am transmis
la acest moment aceste date. Repet, susținute cumva din surse private, la acel moment nu era o treime, chiar vreo 55% din populație își declara în luna februarie acestui an intenția de a se vaccina. Sigur, era o cifră foarte optimistă, dar la acel moment, ne aducem aminte, vaccinurile nu erau la dispoziție, era un bun rar și toată lumea și îl dorea. În momentul în care această resursă nu a mai fost rară, evident că situația s-a schimbat. Dacă ne uităm la datele statistice, suntem la un 27-30%. Sigur, noi ne raportăm la o populație pe care o considerăm că ar locui în România, dar nu locuiește în România. În statisticile oficiale, populația de peste 18 ani e de vreo 19 milioane. Dar noi știm foarte bine că în România nu locuiesc 19 milioane de adulți cu drept de vot. Populația generală în Eurostat de 19,4 milioane, inclusiv copii. Noi știm și nu e niciun secret, ne uităm la statisticile altor state, sunt 1 milion de români în Marea Britanie, 1 milion în Spania, 1 milion în Italia, vreo 500.000 în Germania și mai adunăm probabil vreo 500.000 în alte state europene și atunci ajungem la o raportare mai reală. În sondajele, în date preliminare, în sondaje pe care le avem ceva mai recent, vreo 35% din populație declară că s-a vaccinat, mai sunt vreo 15% care declară că au trecut prin boală. Nu știu cât de mult se suprapun, poate sunt și categorii care se suprapun. Deci, cumva, hai să spunem că ne-am apropiat la un 40% pe cifre mai realiste raportate la populația care este în țară. Însă, problema mare apare la populația, la restul de 60%, pentru că în momentul în care întrebăm pe aceștia despre riscurile provocate de coronavirus, dintre cei 60%, doar o treime dintre aceștia conștientizează riscurile și doar o treime dintre aceștia declară că s-ar vaccina. Deci dacă raportăm la totalul populației, avem cumva șansa să mai atragem vreo 15%, să spunem 10-15% înspre vaccinare prin campanii țintite. Iar când vorbim de campanii țintite, mă întorc din nou la studiul anterior și acolo am văzut niște cifre absolut alarmante și noi nu discutăm, apropo de campanii de comunicare, despre o mare problemă societatea românească, chiar o problemă strategică gravă și de siguranță națională, și anume capacitatea și succesul campaniilor de dezinformare. Publicul din România, din păcate, este extrem, extrem de vulnerabil. Pe toți indicatorii care măsoară vulnerabilitatea la dezinformări și conspirații, lucrurile arată catastrofal. La începutul acestui an, în februarie, această cifră este mai vulnerabil. Tinerii, cumva? Tinerii sunt foarte vulnerabili, într-adevăr, dar nu doar tinerii. La începutul acestui an, 35% din populația României, mi se pare așa o enormitate, considera, era de acord cu următoarea afirmație. Virusul COVID-19 a fost creat în laborator în mod special pentru a se inocula chipuri prin vaccinare. 35%, nu 10%, nu 5%, nu 20%, 35%, o treime din populația României. Anul trecut, când, mă rog, debutase pandemia, nu aveam vaccinul, nu aveam nimic, acest procent era și mai mare. 35% cumva scăzuse și am zis, ok, o veste bună, dar, din păcate, vorbim de o pondere foarte mare. Cu acest tip de populație, 35%, e foarte greu să construiești o campanie, să spunem, eficientă. Ar trebui să ne concentrăm pe cei 30%, să spunem, care măcar au disponibilitatea în acest moment, care conștientizează riscurile coronavirusului, nu s-au vaccinat și ar avea o minimă disponibilitate de a se vaccina pentru a crește rata. Cu cât crește mai mult rata și avem doi medici reputați aici, evident, populația va fi mai securizată. Apropo de procentul ăsta, ieri sau alaltăieri am citit știrea acum că la Untold, da? Tinerii prezenți acolo în proporție tot așa de 25-30% nu erau vaccinați. Ei și-au făcut testul, au primit o măscuță la intrare pe care au aruncat-o după 5 metri după ce au trecut de porțile nu de acces. Nu a purtat nimeni în aer liber acolo. Evident, dar repet, cifra importantă este că 25% nu erau vaccinați, au făcut testul înainte să intre testul rapid. Doamna doctor, e valul tinerilor, să spunem așa, valul 4, v-am întrebat de lucrul ăsta, pentru că toate evenimentele urmează, înțeleg, la București, poate fața Palatului Parlamentului, un concert cu niște DJ, 20.000 de oameni urmează să vină în câteva săptămâni, într-o săptămână și jumătate. În fiecare weekend sunt petreceri în capitală, bulevardele sunt închise, se petrece, se mănâncă, se bea, se organizează diverse evenimente și acolo de obicei tinerii se duc, exact cei care ar fi mai vulnerabili pentru valul 4. Cred că
toți suntem vulnerabili pentru valul 4, chiar și cei vaccinați, dar mai vulnerabili sunt cei nevaccinați. Știm deocamdată că tinerii sunt de două ori mai vulnerabili de a face o infecție cu SARS-CoV-2 dacă sunt nevaccinați, dar totuși cei peste 60 de ani de 9 ori mai vulnerabili. Rămân la aceeași părere că peste 60 de ani riscul să ajungi în spital cu o formă severă de SARS-CoV-2 este mai mare decât la adultul tânăr sau la tinerii care apropo care de comunicare, doamna doctor, știu informațiile acestea, discutând de aproape un an de zile, dar genul ăsta de informații, în mod paradoxal, i-au făcut pe cei tineri să nu se vaccineze, plecând de la prezumția, păi sunt tânăr, am 20 de ani. Am văzut la televizor, a zis doamna doctor Mahler, a zis domnul Rafila, au zis cei de la Ministerul Sănătății că suntem sănători, suntem tineri și o să putem lupta cu boala. Da. De aceea nu s-au vaccinat pe cale de consecință. Aveți dreptate și cred că aceeași mentalitate am avut-o și în ceea ce privește vaccinarea copiilor. Însă ce aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru care mie mi se pare un deficit de a înțelege mesajul pe care noi l-am transmis și nu doar eu, ci cred că toți medicii care au vorbit în perioada asta despre nevoia de protecția vaccinului pentru anumite categorii vulnerabile. Sunt dintre persoanele internate la Institutul Marius Nasta, pacienți care au trecut prin boală, care acum regretă că nu s-au vaccinat, dar care nu au înțeles nevoia vaccinării la persoanele cu comorbidități și nu cred că a fost o persoană care să transmită un alt fel de mesaj. Ei nu s-au vaccinat nu pentru că nu și-ar fi dorit să se vaccineze, ci pentru că sunt bolnavi și le este frică să se vaccineze. Da. Și aici avem o categorie destul de importantă de adulți, de vârstnici, care refuză acest tip de tratament. Nu știu ce am putea face pentru a transmite un mesaj mai ferm pentru ei, astfel încât să nu consideră că îi obligăm, dar să înțeleagă că e nevoie Dați acest mesaj. Să știți, de exemplu, apropo de screening-ul populației, sunt foarte mulți români care nu și-au făcut analize de ani de zile. Mulți bănuiesc că au diverse afecțiuni, simt sau resimt, dar nu au bani să meargă la spital, nu-și fac nici analizele și sunt în acea categorie de care spuneați. Nu se vaccinează, Doamne fește, dacă am ceva. Nu se duc nici la doctor, nu-și fac nici analizele, nu se vaccinează că poate are ceva sau el crede că are ceva. Evident, dacă nu mergi la doctor 6-7 ani, cu siguranță ai ceva. Și revenim la educație. Statistic, da? Educația. Și ce facem cu acești trebuie români? Să investim în educație. Trebuie să investim și să mergem către târziu, asta. Doamnă, nu cred că este târziu. Nu este târziu. Da, ca principiu, ca da, principiu pentru viitor, că evident. Lucrurile nu se vor încheia aici. Acum avem pandemia de COVID, avem acest val, vor urma și alte provocări pentru sănătate, avem și alte probleme de sănătate publică care necesită screening, avem cancere care necesită screening, avem tuberculoză în România care necesită screening și dacă nu ne concentrăm, comunicarea nu înseamnă educație doar pentru COVID, educație pentru ceea ce înseamnă sănătate publică și ceea ce înseamnă sănătatea individului. Iar responsabilitatea trebuie să fie dusă către individ, către noi, către fiecare din noi. Cred că asta este direcția către care să mergem, iar asta e un moment bun să analizăm ce n-am făcut până acum și să vedem ce trebuie să facem. Bun, până ajungem la declarație domnului Cățu cu măsuri și cu propuneri, domnule Oancea, descrieți-ne o zi în spital, cum arată, apropo de... Da, pentru început vreau să spun, am intrat cu condiția să nu politizăm evenimentul și îl rog pe domnul profesor Rafila, pe care îl respect și care e deputat de PSD, să uite pentru seara asta că e de la PSD sau reprezentăm alte formații, pot ce să găsim soluții, eu asta cred, pentru că eu tratez și pacienți de la PSD și de la UDMR și de la PNL. Puteți să... Eu nu am funcție politică, domn profesor, să știți asta. Nu? Bine? Ok, bine. Cer scuze, am avut o informație eronată. Doctor Beatriz, e real. Ne lipsesc programele de prevenție, în primul rând. Noi nu mai avem programe de prevenție, sau din știința mea. Deci, cred că de aici am putea să plecăm. În al doilea rând, ce să vă spun? Suntem de dimineața în terapie intensivă, personalul este obosit, pacienții sunt gravi și pe secție și în terapie intensivă, toți intubați aproape și știți că rata de supraviețuire la pacienții intubați este foarte redusă. O mică paranteză apropo de asta, că ne spunea și doamna doctor, deci practic boala își păstrează caracteristicile în sensul că atacă zona pulmonară, da? Sau plămânii. Adică, da, absolut, absolut. Și ce este mai grav acum, că pacienții care vin sunt în marea lor majoritate anti-vaxxer, deci refuză oxigenul, refuză anumite terapii, semnează pe proprie răspundere că vor acasă și boala se agravează și câteodată decedează acasă. Păi și ce faceți? Îi lăsați să meargă acasă, nu?
N-ai ce face. Da, nu te poți potrivi împotriva voinței pacientului, e suverană. Da. Mi-a deci povestit conform, cineva, vreau să vă relatez o chestie așa tragicomică. Mi-a relatat cineva astăzi că nu vrea să se vaccineze pentru că i-a indicat ăsta, preotul la care se spovedea, duhovnicul, da? Și m-a amuzat. Eu sunt absolvent de teologie în tinerețele mele și i-a zis duhovnicul că nu e bine să se vaccineze, că nu e o chestie serioasă și s-a îmbolnăvit de COVID. Și da, dar știți, dorim dacă sănătate. Luăm pe ramură ecumenică, Dumnezeu lucrează și prin oameni, nu prin oameni, lucrează prin medici. Dar cred că problema este rândul nostru, rândul medicilor, pentru că curentul antivax, din nefericire, trebuie să o spunem cu subiect și predicat, a pornit din rândul medicilor. Noi dacă o să reușim să ne convingem colegii, mai ales colegii de medici de familie, la ce este bun vaccinul, la ce categorii populaționale, care sunt beneficiile și care sunt riscurile, cred că vom câștiga această luptă. Numai că deja suntem în valul 4 și timpul este foarte limitat. Pe de altă parte, știrile false ne inundă și nimeni nu face nimic să le oprească. Deci nu există un filtru care să oprească. Și acum, indiferent, domn profesor, Beatrice, noi toți, această mână de oameni care încă mai rezistăm, nu ne putem lupta cu știrile false, indiferent de unde vin ele. Deci, cred că stabilirea unui grup de comunicare, cum spuneau toți colegii mei la nivel guvernamental, cu sociologi, psihologi, în care să facem flyere, pliante, să distribuim părinților, de ce e bine să vaccinezi copilul, de ce nu e bine să-l vaccinezi, sau unde sunt efectele adverse, cred că ar aduce un plus valoare. Da, pentru dezbatere și pentru exercițiu democratic, domnule Oancea, dar cred că pe termen scurt și eu am responsabilitatea a ceea ce o să spun în următoarele secunde. Cred că ar trebui, cel puțin pentru anumite categorii socioprofesionale, să le zic așa, introducerea obligativității vaccinării, chiar cu riscurile de a ieși oameni în stradă, cum se întâmplă în anumite țări europene. Știți cum? Suntem ipocriți. Cerem pacienților să fie testați, celor care vin în vizită să fie testați sau să fie vaccinați și sunt cadre medicale care nu sunt vaccinate, nu se testează și există riscul să contaminăm. Deci cumva trebuie legiferat acest lucru. Cineva trebuie să-și asume o lege în acest sens. Se face testare. Cine plătește testările? Le achităm noi ca și spitale, achită ei. Deci cumva hai să nu fim ipocriți noi pe asta medicală. Adică mă avem pretenții de la pacienți să-i testăm sincer. Și le testăm. Despre asta vreau să discutăm în următoarele minute. Și asta e realitatea, așa mai zis-o. Adică avem pretenții de la pacienți, în schimb nu avem pretenții de la noi înșine. Gândiți-vă că noi în spital am pornit cu o rată de intenție de vaccinare de 50% și efectiv am strâns oamenii, le-am explicat, le-am răspuns la întrebări. Atât eu cât și colegii mei am făcut cursuri în firmele mari din Timiș, unde am stat în fața oamenilor să le răspundem la întrebări. Este o muncă titanică, dar până la urmă noi zicem că cât de cât am reușit să ducem mesajele noastre, dar suntem prea puțini. Dar cumva trebuie legiferată cadrele medicale să fie ori stânga, ori dreapta, dar nu mai putem să fim ipocriți să cerem pacienților să fie mega testați, mega vaccinați și din rândul nostru și să-i testăm nevaccinați și netestați. Da, scurte declarații ale premierului și să revenim cu discuția asta importantă. Ea deja se poartă în Grecia, se poartă cam în toate țările europene, cu beneficii pentru cei care s-au vaccinat și pentru restricții pentru cei din zonele socio-profesionale importante sau cu impact social, care ar trebui să se vaccineze sau, cum e discuția asta de două zile în România, să își plătească din buzunar în fiecare zi testul pentru a putea să meargă să interacționeze în joburile care au legătură cu populația, da? Cu publicul, să spun, da? Genul de profesii, care înseamnă, repet, medici, cadre medicale din zona de spital, profesori, educatori, cei din administrația publică, centrală, locală și așa mai departe. Haideți să vedem declarațiile premierului. Angajații din instituții publice din zona asistenței sociale vor trebui să facă dovada vaccinării sau, în caz contrar, să prezinte un test negativ sau dovada faptului că au trecut prin boală. Da. Cum vi se pare ideea asta, domnule Rafila? Da, e o idee care se practică la nivel european. Hai să fim serioși. Certificatul acesta verde european cuprinde una dintre cele trei eventualități. Ai trecut prin boală, ești vaccinat sau te-ai testat. În orice țară europeană există acest certificat. Eu nu știu de ce facem noi atâtea discuții și discutăm vaccinarea obligatorie, testarea obligatorie. Deci, în mod normal, pare logic, e coerent să spui că o persoană care îngrijește o altă persoană, fie că e personal medical din instituții de îngrijire și așa mai departe, trebuie să aibă, să fie într-o situație în care există un risc minim,
nu putem să le excludem, dar un risc minim de transmiterea bolii către cei pe care îi îngrijește sau îi tratează și așa mai departe. Cred că e un alt lucru care lipsește și lipsește și, și se leagă puțin și cu ce am discutat puțin mai devreme legat de partea de informare. Accesibilitate. Accesibilitatea la informația corectă. Accesibilitatea la testare. Deci trebuie să discutăm lucrurile astea și să le punem într-un cadru în care oamenii să se poată testa. Discutăm de categoriile astea în primul rând, dar discutăm și despre copii în școli. Avem o dezbatere cât de sigură este începerea școlilor. Sunt multe țări care testează săptămânal sau de două pe săptămână copiii dintr-o școală. Și noi de ce nu testăm? Păi au cumpărat 30 de milioane de teste sau în valoare de 30 de milioane de euro. Au expirat deja. Și mă gândesc că aruncăm cu 10 de milioane de euro așa pe geam? Ce e prima? Acum mai ziceți că politizez. E primul lucru de genul ăsta care s-a întâmplat? Nu e primul lucru. Deci e vorba de accesibilitate, rutină, să fie o... Adică noi trebuie să creăm niște obișnuințe și obișnuința e următoarea. Ori știi că poți să te testezi la orice oră, oriunde și testul ăla e de bună calitate. Atențiune că și asta este o discuție pe care am putea să o facem. Circulă și teste de foarte proastă calitate care eu personal am lucrat în laborator împreună cu colegii, au venit niște teste de astea rapide la pacienți simptomatici cu PCR pozitiv, cu alt test antigenic pozitiv, toate testele astea ieșeau negative. Ori genul ăsta de... Cine dă voie să intre pe piață așa ceva? Sunt multe lucruri pe care am putea să le discutăm. Dar asta vă spun, e o listă la Centrul European de Control al Bolilor, hai să ne racordăm și să luăm numai testele de pe lista Centrului, că nu e un singur test, sunt mai multe teste, de pe lista Centrului European de Control al Bolilor și am terminat cu o calitate proastă sau dubioasă a testelor. Gândiți-vă la o consecință, testez prost, persoane infectate ajung în comunitate, transmit boala și așa mai departe. Adică lucrurile astea trebuie discutate cu mai puțină pasiune din punctul meu de vedere. Noi suntem prea pasionali. Dom'le, vaccinare obligatorie, testare obligatorie. Nu, noi trebuie să avem, să spunem, fiecare persoană e liberă să opteze între a se vaccina sau a se testa. Lucrul ăsta conferă siguranță celor cu care el intră în contact. Și gata, și am terminat discuția. Dar avem prea multă pasiune și când este să punem lucrurile în aplicare, ori folosim un limbaj sau o atitudine sau niște acte normative coercitive, da? Care creează automat respingere, pentru că asta se întâmplă și se va și întâmpla, și succesul unei astfel de acțiuni va fi limitat. E foarte simplu ce spuneți, adică varianta, ori vaccinat, ori testat și accesibilitate. Da, accesibilitate, dar trebuie să fim mai puțin pasional, cred că trebuie să fim mai puțin pasional și să fim, ce rost avea declarația, vom introduce vaccinarea obligatorie, gândiți-vă numai la sensul acestei fraze, sau testare. Păi, ori e vaccinarea obligatorie? Deci vaccinare sau testare? Asta, de fapt, noi ce facem? Trebuie să spunem. Vrem ca personalul care lucrează în spitale, personalul care lucrează în instituții de îngrijire a persoanelor vârstnice, să nu transmită boala acestor oameni. Pentru asta aveți la dispoziție aceste două instrumente. După aia discuția, cine plătește, dar de ce plătește, cât plătește și așa mai departe, o facem după. Prima dată haideți să cădem de acord asupra acestui principiu. Noi începem să discutăm cine plătește și la final o să constatăm că nici nu se testează, nici nu se vaccinează și infecția se transmite. Punem puțin lucrurile de andoasele. Este același exemplu cum v-am spus. Eu nu vaccinez categoriile la risc, dar discut despre vaccinarea copiilor de la 5 ani în condițiile în care nu există încă documente, studii care să fie depuse la autoritățile competente referitoare la posibilitatea administrării acestui vaccin la copii de la 5 la 11 ani. Eu nu înțeleg această Am înțeles, multă vorbărie, puțină acțiune exact. Și puțină strategie, da? Și inteligență strategică. Doamna doctor, cum arată o zi la Marius Nasta? Apropo de, aveți de... Cele mai grele sunt seriile la Marius Nasta, pentru că internările și gărzile sunt extrem de grele, pentru că de regulă paturile care sunt eliberate deja în cursul zilei în secția COVID sunt umplute seara și pacienții vin cu insuficiență respiratorie de acasă. Am început să avem
convorbind cu colegii din alte spitale, Balșu, Babeșu, pentru că de multe ori și ei rămân fără locuri și atunci căutăm un loc suntem pe undeva. Și noi. Și cam astea sunt seriile de câteva zile. Deci ale... un ping-pong, telefoane, discuții între da, spitale, indiferent unde suntem. Mai ai un loc, dăm un loc, cam așa, cu... cam așa sunt seriile, nu doar pentru colegii care sunt în gardă, și pentru noi cei care suntem acasă. Adică încercăm tot timpul să găsim soluții pentru pacienții care ajung. Cum e situația față de primăvară sau de acum un an de zile, în toamna anului trecut? De exemplu, am intrat în valul 3, atunci când am fost în valul 3, am ajuns în acest moment în care căutam paturi pentru pacienți între noi, între spitale, undeva după cam la jumătatea valului, acum suntem la început. Am intrat foarte repede într-o zonă de presiune care ne uimește. Nu știu care ar fi cel mai potrivit. Am înțeles psihologic. Adică s-a făcut trecerea foarte repede la 2000 de cazuri la 4000. Că dacă erau progresie 1000 pe săptămână, să spunem, 4000 într-o lună și jumătate, înțelegeați că mai aveți timp. Acum exact. Înțelegeți că nu mai aveți timp. Iar asta oamenii nu înțeleg acasă că atunci când simt că nu sunt bine, e bine să vină la spital din timp. Încă stau până în ultim moment, încă speră că acasă le va fi bine. Și acest lucru face ca ceea ce noi avem de făcut în spital să fie tot mai dificil. Pentru ați întâlnit cazuri unde regretau că nu s-au vaccinat? Da, marea majoritate regretă. Marea majoritate, 95%. Ce vă spun la nivelul masă? Ce parte, cei vârstnici afirmă ce v-am explicat înainte. Afirmă faptul că ei sunt bolnavi, au diabet, iar ei, pentru că au diabet, le-a fost frică să se vaccineze. Au tiroidită autoimun, au afecțiuni cronice, neoplasme, și le este teamă să se vaccineze. Și atunci, e întemeiată teama asta, doamna doctor? Nu, bineînțeles că nu. Ei au indicație de vaccinare. Sigur că da, mai ales la un pacient cu neoplasm, e bine să vorbească cu medicul oncolog, care este cel mai bun moment. Dar indicația de vaccinare există. Dar de unde s-a transmis ideea asta că să nu se vaccineze? N-au medici specialiști, medici de familie care să le fi spus lucrurile acestea, doamna Mahler? Adică nu aveți, din potrivă, vi se recomandă să vă vaccinați. Nu e neindicat să vă vaccinați. Din păcate, această informare nu cred că a venit din partea medicală, ci vine dintr-o zonă de informare care nu este controlată în acest moment. Vedeți câte informații circulă. Vorbeam de fake news, vorbeam de informațiile care ajung pe știm, diverse doamnă, că căi. Ne ocupăm de media și înțelegem cum a funcționat democratizarea asta a informației. Toți de pe internet se crește jurnaliști și toți de pe rețelele sociale pretind că fac presă. Asta este viața. Domnule Mancea, apropo, oarecum aceeași întrebare, v-ați întâlnit? Aveți cazuri în care v-au spus bolnavii că regretă că nu s-au vaccinat? Aveți, vreau să o trec și pe doamna doctor, amintesc pe dumneavoastră, aveți materiale, aveți echipamente, mai sunt situațiile de acum o jumătate de an, de acum un an de zile, pe zona de dotare, aveți cadre suficiente? Personalul este foarte obosit. Și ce spunea Institutul Național de Sănătate Publică, 93% din pacienții din terapie intensivă, cred să dau corect cifra, sunt nevaccinați. Valul acesta a venit foarte repede, cu forme severe și foarte severe de boală, în marea lor procent, peste 90% nevaccinați, și asta a pus o presiune în primele 2-3 săptămâni. Și gândiți-vă că acest val, din punctul meu de vedere, va continua până cel puțin în februarie, pentru că ați văzut, s-a terminat sezonul estival, după care a început școala, după care o să vină Crăciunul, Revelionul, Sfântul Ion, și așa o să o ținem până în februarie. Deci trebuie să fim pregătiți. Materiale avem, echipamente sunt, dar ce spunea domn profesor, este mult mai ieftin și mult mai ușor să testezi și să identifici cazurile în forma lor incipientă și să izolezi ca să nu mai transmite intracomunitar, deci cât să ajungem la o formă de genul acesta de o transmisie extrem de extinsă, extrem de rapidă, extrem de contagioasă, cu forme foarte severe. Bun, Remus Ștefurac, o concluzie apropo de... După congres, crezi că se vor apuca mai serios de chestiunea asta pandemiei? Că pare săptămâna asta că s-au trezit așa și și-au dat seama de gravitate, în special trecerea de duminică pe luni, când a fost explozia de cazuri. Îmi cer scuze, dar aproape că aș refuza să răspund la această întrebare, alăturare, congres, pandemie, mi se pare dintr-un... Păi nu că... Noi ca oameni de presă vedem că în continuare temele astea parazitare rămân. Astăzi a fost ziua cu ministrul energiei, care a anunțat ordonanța
pentru deducerea 25% din facturi, da, discuția despre energie și așa mai departe, care a avea legătură și are legătură cu agenda oamenilor, dar în continuare cam jumătate de zi s-a discutat despre moțiuni, despre atacuri la CCR, cine pleacă, ce ministere împart, cei de la USRI plâng că vor să ia ministerele înapoi și așa mai departe. Știi agenda publică. Cât punem termenii în această dualitate, congres și orice altă temă majoră, importantă, relevantă de pe agenda publică, cu atât scade încrederea publicului în tot ceea ce înseamnă instituție, administrație și inclusiv această capacitate de a duce la bun sfârșit cu bine o campanie de vaccinare care ne va face bine pe noi toți. Ca o concluzie, aș spune așa, mișcarea asta antivaccinare are rădăcini mai vechi, nu este cel puțin în România. Noi, prin 2019, în primăvară, am făcut un studiu la Comanda Societății Naționale pentru Medicina Familiei și lucrurile, sigur, stăteau moderat bine. Se vedeau foarte clar germenii scepticismului față de vaccinare. Și, sigur, înainte de pandemie, ne aducem aminte cum erau, cel puțin în anumite zone media, personaje lipsite de credibilitate care promovau un astfel de curent, erau promovate în plină pandemie, am văzut de asemenea astfel de chestiuni. Responsabilitatea, până la urmă, pentru a combate dezinformarea, aparține și corpului medical, sigur, aparține și politicienilor, dar aparține și mass media. Adică în momentul în care acord ore și ore și ore în șir de audiență, în prime time, unor personaje absolut lipsite de credibilitate care promovează teoria ale conspirației, sigur că vom ajunge, așa ajungem în astfel de situații care sunt, nu sunt riscuri, sunt amenințări directe la adresa sănătății societății și la adresa securității naționale. Dacă vine un asemenea personaj într-un studio și îți spune dacă aveți diabet, nu vă vaccinați că o să muriți și vine a doua zi un doctor care spune dimpotrivă, dacă aveți boli respective, cum ne-a spus doamna Mahler, e indicat să vă vaccinați, că vă ajută, mai ales dacă aveți o vârstă înaintată. Da, și mai degrabă este crezută prima persoană, da, cel care e intoxică sau care vrea audiență facilă, da, decât doctorul. Dar în această asta problemă, ce spune despre societate, nu e ca la este cel care receptează această informația. Problemă, nu suntem ca într-o campanie electorală în care dau timp de antenă și opoziție și puterii. În momentul în care i-am dat timp de antenă unui persoane irresponsabile, acea persoană afectează interesul public în mod direct și până la urmă consecințele acțiunilor sale sunt exact ceea ce văd medici în spitale, oameni care mor. Părinți care își pierd copiii, copii care își pierd părinții, frați care își pierd surorile, surori care își pierd frații, asta se întâmplă. Asta e rezultat, e un rezultat extrem de grav. Până la urmă și minciuna și dezinformarea pe scară largă prin utilizarea mass media înseamnă o crimă, mai ales în asemenea situații de criză pandemică care, repet, provoacă zeci de mii de morți, cel puțin în România. Doamna doctor, o întrebare mai delicată. Dacă vom ajunge la 10.000 de cazuri sau peste 10.000 de cazuri pe zi, s-ar impune lockdown-ul? Nu cred. Lockdown-ul nu este o soluție în acest moment. Pentru o săptămână, două, trei, au fost faze incipiente ale pandemiei, au fost măsuri luate de genul ăsta și se pare că au avut efecte pozitive în sensul ăsta, zic. Cred că, în primul rând, autoritățile vor trebui să analizeze asta. Asta este, în primul rând... Nu vă întreb ca specialist la spital, adică la 10-15.000 de cazuri pe zi, apropo de aglomerația urbană, București, Ilfov, veți mai avea locul la terapie intensivă? Veți mai avea specialiști, doctori care să trateze? Procentual vor crește și... Trebuie să privim lockdown-ul din toate direcțiile, nu doar din acest punct de vedere. Are foarte multe implicații. Are implicații pentru pacientul cu boală cronică care deja, cel puțin la Marius Nastal, de când a început să crească numărul de cazuri, evită să mai vină nici măcar pentru consulturile uzuale, pentru că oamenii deja se tem să nu se infecteze. Are efect pe ceea ce înseamnă psihicul omului. Vă dați seama, în acest moment, după așa o lungă perioadă de restricții, pentru că într-un fel sau altul toți avem o viață altfel și care e dificilă, să vii cu o măsură atât de dură înseamnă un impact psihoemoțional pentru toate categoriile. Îmi scrie cineva, s-a mai schimbat schema de tratament pentru bolnavi în valul Delta cu noua forma virusului? Nu avem medicamente noi. Nu. Doar ce... Nu s-a schimbat. Că se discută, am citit o fel de studii, că se discută despre tratamente monocloniale, experimentale. Da, există anticorp monoclonal, sigur. Există medicamente care sunt aprobate sau în curs de aprobare. Important este să fie și accesibile, pentru că asta e problema cu tratamentul. Când ai foarte mulți pacienți, nu poți să dai, dacă vreți, acces universal, când sunt
zeci, sute de mii de pacienți pentru anumite tipuri de tratamente, cum sunt anticorpii monoclonali. În România, cred că au fost doar în stadiul de studiu clinic, au fost la noi la Institutul Matei Balș. Sunt autorizate în Statele Unite și așa mai departe. Există însă o speranță, trebuie să vă spun lucrul ăsta. Compania Pfizer, care a produs vaccinul, are și un tratament destul de avansat care, mă rog, are costuri acceptabile și poate fi și preventiv și în timpul și curat, da? Da, da, are un astfel de luăm o scurtă pauză comercială și revenim cu discuția politică, trebuie să trecem și prin lucrurile astea. Repet, știrea zilei este că se ceartă în continuare pe moțiunea de cenzură și că la nivel de USR, că e noul partid care este pe agenda publică de două zile, la nivel de USR s-a luat decizia să se întoarcă la guvernare, acum negociază subteran ce ministere să mai primească, să mai renunțe și așa mai departe. Deci s-a intrat în faza de negustorie, ca la piața Obor, e bine. Pauză și revenim. Da, țara arde și babele se piaptână sau politicienii se piaptână în sensul că se ceartă politic. Din nou atacuri extrem de dure ale Ludovic Orban la adresa președintelui Iohannis. O să le vedeți imediat. Și cifre, cum să spun eu, letale pentru actuala coaliție de guvernare. PNL, USR, UDMR, chiar dacă USR a ieșit de la guvern, ei sunt practic un arc guvernamental. Sub 35 sau 35% ar mai lua aceste trei partide care au făcut alianța de guvernare la mai puțin de un an de zile, de la începerea guvernării. Este o prăbușire comparabilă cu Convenția Democrată, da? Dar nici măcar atunci nu s-a întâmplat ca după mai puțin de un an de zile partidele să scadă atât de mult. Practic, dacă este să luăm logica de acum 3-4 ani de zile, această guvernare, această coaliție de partide PNL, USR, UDMR nu mai au sprijinul popular pentru a guverna în România. Scurtă pauză și revenim cu circul politic.